Zilele acestea, la monumentele, troițele și cimitirele închinate eroilor din decembrie 1989 din întreaga țară, se înalță rugăciuni de pomenire pentru cei care în urmă cu 26 de ani și-au dat viața pentru credința, libertatea și demnitatea poporului român. Astăzi, în piața universității, a avut loc o depunere de coroane și o ceremonie religioasă. După intonarea imnului de stat, preoții de la administrația cimitirelor din București au oficiat slujba de pomenire. Ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi ai Revoluției Române, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Așa cum am făcut în fiecare an, am venit și astăzi să săvârșim o pomenire pentru cei plecați dintre noi acum 26 de ani. Am făcut împreună cu colegii mei de la administrația cimitirilor o veșnică pomenire pentru eroii Revoluției din 1989. Și mâine vom fi prezenți în alte locații, la Piața Revoluției de la ora 9, apoi vom merge și la Televiziunea Română, unde vom săvârși slujba de pomenire la Troița construită în fața clădirii televiziunii și în spate la Troița pentru ridicată pentru parașutiștii care au căzut atunci. A urmat ceremonia depunerii de coroane și gerbe de flori din partea administrației prezidențiale și a Guvernului României, a instituțiilor publice din capitală, a asociațiilor veteranilor de război, precum și a altor oficialități. Cea mai mare durere pentru acei copii care toată lumea i-a uitat, dar nu știe cât în jertfa lor au câștigat absolut tot ceea ce vedeți astăzi. Toate lucrurile astea ar trebui ca, după sufletul nostru creștin și ortodox, să ne amintim și de la copii. Nu cred că ar trebui să sărbătorească, cred că ar trebui să își aducă aminte de gena lor și de gena lor de luptători, de daci și, bineînțeles, să preia ștafeta de la noi. Evenimentele comemorative vor continua și în data de 22 decembrie. În toate bisericile și mănăstirile ortodoxe din țară și străinătate ale Patriarhiei Române, după Sfânta Liturghie va fi oficiată o slujbă de pomenire a eroilor care s-au jertfit pentru țară. La Catedrala Patriarhală aceasta va fi oficiată de la ora 12.